Bine ați venit în locașul Domnului și vă invit să deschidem școala de sabat și minutele de rugăciune cu imnul 22, strofele 1, 4 și 5. Pasajul de meditat din dimineața aceasta l-am ales din Psalmul 89, cu 14 la 18. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră, căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Amin. Tată scump din ceruri, venim la picioarele tale să te rugăm să binecuvintezi acest loc în această zi, să fii tu în prezența noastră aici, să ne ajuți, Doamne, să facem voia ta, cuvântul tău să fie adânc pătruns în inimile noastre, să ne călăuzească pe tot parcursul zilei. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Vă spun bun venit în această dimineață la momentele de rugăciune. Aș vrea să vă întreb dacă în dimineața aceasta aveți măcar un motiv de mulțumire. Cine are un motiv de mulțumire? Da, toți aveți. Aș vrea să împărtășiți câteva din motivele de mulțumire pe care le aveți. Concret. Foarte frumos. Vă rog. Mulțumesc Tatălui Domnului Hristos și Domnului Sfânt că dimineața aceasta Duhul Domnului a lucrat în așa fel să audă toată lumea că trebuie să închine numai
Amin. Cine mai are un motiv de mulțumire? Victoria, o cunoașteți pe Victoria? O... Victoria este studentă la geodezie și în anul 1 și pentru câțiva ani de zile va fi împreună cu Biserica Tei. Spuneți-i bun venit, cunoașteți-o pe Victoria, e o fată foarte simpatică, ea știe să zâmbească. De când am văzut-o prima oară, dumneai este foarte veselă. Și sperăm ca Domnul să-i păstreze bucuria din inimă în Biserica Tei. Mulțumim! Cine mai are un motiv de mulțumire în această dimineață? Sor Andrei. Da? Sora de la Brăila și vă cheamă... Fănica, sora Fănica. Domnul să vă binecuvinteze, fiți binevenită. Dumnezeu este în vizită în București, nu din motive foarte fericite, este la spital, are un băiat în București și se tratează în București și atunci când vine și sabatul trecut și sabatul acesta a fost în Biserica Tei. Domnul să vă binecuvinteze. Sora Andrei. Așa. Când m-am îmbolnăvit, adică când a fost soțul meu bolnav, n-am putut să citesc când la Scriptură, că dacă nu țineam minte primul verset, pe următorul nu mai puteam citi, că nu avea niciun rol. Da. Deci Satan a considerat că eu, prin asta, m-am despărțit de Domnul. Da. Și m-a trebuit. Bun. Și? Pentru ce vreți să-i mulțumiți? Mulțumesc cu toată inima mea că ai îngăduit. Da. Așa să stau în pat ca să pot să vin din nou cum eram la picioarele tale ca spirit, că Satana ta a mai slăvit să fie Dumnezeu. Și într-adevăr, Domnul după 3 luni de nu puteam nici să pun măcar, nici cu carul nu puteam să merg, Domnul m-a dat jos din pat. Și acum îi mulțumesc cu tot sufletul, că tot El mă sprijină și la ora actuală și mă ține. Slăvit să fie Dumnezeu. Îmi vine în minte gândul din Întâi Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mai are cineva un motiv de mulțumire în această dimineață? Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă și alături de mine în fiecare zi. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Poftiți? Amin! Poftiți! Să fie mai Domnul, că și dimineața asta mi-a păstrat viața și am putut să mă întâlnesc cu frații mei și să ne unim într-o lume și un gând și să lăudăm din toate lumea noastră. Amin! Mai are cineva un motiv de mulțumire? Fratele Pană, poftiți! Și noi mulțumim celor de la tehnică, vor face liniște și ne vor asculta și pe noi. Da. Dacă vreți, spuneți-ne tare motivele de mulțumire, că altfel auzim doar că vorbiți acolo și mulțumim. Poftiți. Ca să ne rugăm.
Slavă Domnului! Da. Păi în cazul ăsta puteți să faceți măcar o dată pe săptămână pentru rugăciune. Mai este cineva care are un motiv de mulțumire? Dacă nu, aș vrea să citim două versete. Două versete care sunt foarte interesante și două versete pe care până săptămâna aceasta nu le-am corelat niciodată. Și nu mi-am dat seama că ele sunt atât de legate unul de celălalt. Unul se găsește în Efeseni, capitolul 5, versetul 17. Și celălalt se găsește în 1 Tesalonicen, în capitolul 5, versetul 18. Deși poate că dacă l-am legat cu versetul 17, ar fi chiar 5 cu 17, 5 cu 17 și 18. Și spune așa în Efeseni, capitolul 5, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia Domnului. Aș vrea să vă întreb, în această dimineață, înainte de a ne ruga, înțelegem noi cei care suntem aici voia Domnului? Cine crede că o înțelege? Mâna sus! Sunt câțiva care cred că o înțeleg. Și acum aș vrea să citim celălalt verset. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17 și 18. Și spune versetul 17, rugați-vă neîncetat. Și versetul 18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. În această dimineață v-aș invita să ne rugăm. Pentru că atunci când am așezat aceste două versete unul lângă celălalt, mi-am dat seama că voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos cu privire la mine este să învăț să-i mulțumesc pentru toate lucrurile. Atunci când nu reușesc să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, demonstrez că sunt nepriceput și nu priceput. Pentru că atunci când sunt priceput, înțeleg care este voia lui Dumnezeu cu privire la mine. Și care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi? Care e voia lui? Corect. Să mulțumim pentru toate lucrurile. V-aș invita să ne rugăm și vă invit să ne plecăm și cei care simt îndemnul să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Amin. Binecuvântat și mărit să fii. Amin. Și să se facă voia ta în toate. Amin. Și un lucru te rugăm, îndură-te de cei bolnavi, îndură-te, Doamne, că spitalele sunt pline, de cei care nu te cunosc. Și dimineața asta a fost o discuție în mașină. Ai milă de ei, de toți care te-au aprobat și au ascultat de numele tău. Amin. Amin. Îți mulțumim pentru viață, sănătate, aer și lumină. Îți mulțumim pentru această biserică minunată, sfântă, minunată, sfințită de tine. Îți mulțumim pentru această zi sfântă. Îți mulțumim, Doamne, că încă o săptămână de zile ne-ai binecuvântat cu viață, cu sănătate, cu aer și lumină. Te rugăm că înviază mai departe și așa cum în fața sfințării tale. Înviază cu Duhul Sfânt, putere cerească și cine, Doamne, să facem voia ta, ta, amin. Amin. Tatăl nostru care vorbești în ceruri, venim în această zi de seama să-ți aducem laude. Tot ce este mai bun pentru tine, pentru toate binecuvântările care le-ai dat până trebuie. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai împrotit, ne-ai păzit, ne-ai adus în casa ta să ne rugăm și să putem să facem voia ta. Te rugăm amin. Ca voia ta să o împlinim și tu să lași peste Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, suntem și în această dimineață la picioarele tale, Tată, nu numai să-ți mulțumim pentru lucrurile bune care se întâmplă în viața noastră. Cu această ocazie vreau să te rog să ne dai putere să trecem și peste cele mai puțin plăcute, Doamne. Amin. Te rugăm să fii cu noi în toate clipele vieții noastre. Viața nu este atât de ușoară. Dă-ne această putere să mergem mai departe, bineînțeles, alături. Amém. Ah.
Amin. Te laudăm și îți mulțumim, Tată, prin Domnul Hristos și vrem să spunem că te iubim și că îți mulțumim pentru toate lucrurile pe care tu ai prin Domnul Iisus ne rugăm și îți mulțumim. Amin. 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 Dăm coboară Duhul Tău cel Sfânt peste noi, așa cum stăm în fața Ta și dă-ne binecuvântarea Ta și lasă pacea Ta peste poporul nostru, peste țara noastră și peste Amin. Noi. Doamne, rămâi cu noi în această sfântă zi minunată. Binecuvântează pe pastorul nostru, Amin. Cu familia Dumnezeu, cu tot binecuvântează-ne așa cum stăm. Și Amin. Iată-ne, Doamne, de tot ce ți-am reușit cu fapta sau cu lucrul sau cu lucrul. Amin. 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 Răbdarea cu care boas la inima
Amin. Amin. Veștile misionare. O carieră satisfăcătoare, partea a doua. Câțiva creștini veneau săptămânal în vizită la închisoarea în care se afla Harry, ca să-i învețe pe deținuți despre Dumnezeu. Unul dintre ei l-a invitat pe Harry să-i se alăture. El a acceptat, dar în timpul întâlnirilor, mintea lui era ocupată tot timpul cu găsirea unei metode de evadare. Cineva i-a dat cartea Tragedia veacurilor. A citit-o, dar avea convingerea că, la câte delicte desăvârșite, nu prezenta interes pentru Dumnezeu. De multe ori, noaptea, unii deținuți cântau și se rugau împreună în celulele lor. Odată, cuvintele unui imn al lor i-au atins inima. Am rătăcit departe de Dumnezeu, dar acum mă întorc acasă, cântau ei. L-au năpădit lacrimile și a început să suspine. La fel s-a întâmplat și după alte câteva zile. Atunci s-a dat seama că Dumnezeu îl chema acasă, iar el nu putea spune nu. Harry a ezitat să se alăture unei anumite grupări religioase pentru că nu știa care dintre ele susțineau adevărul biblic. A început să le studieze. A învățat și limba arabă ca să poată citi Coranul. Totuși, nicio religie nu îl satisfăcea. Apoi și-a adus aminte de cartea pe care o primise și a început să o recitească. De data aceasta și-a dat seama că în ea se găsea adevărul. S-a alăturat apoi grupei de studiu biblic condus de adventiști. S-a înscris la clasa de botez și a început să se pregătească. Însă, din nefericire, nu i s-a permis să iasă din închisoare ca să se boteze din cauza evadărilor anterioare. După o lună, a fost transferat la prima închisoare din care evadase. Gardienii l-au recunoscut imediat. Unii dintre ei auziseră că se schimbase și îl urmăreau ca să vadă dacă era adevărat. Chiar i-au mituit pe niște deținuți ca să-l spioneze. Harry a fost foarte bucuros când a aflat că adventiștii susțineau servicii divine și în acea închisoare. Li s-a alăturat și a continuat să studieze seminarul Vocea Profeției, pe care îl începuse cu câteva luni mai înainte. În final, i s-a permis să se boteze. Le-a scris rudelor lui și le-a anunțat că își predase viața lui Dumnezeu. Aceștia l-au vizitat și s-au mirat cât de mult se schimbase. Harry le-a propus să se roage împreună, iar gardienii și-au plecat și ei capul în semn de respect. Ba chiar i-au dat voie să rămână singur cu mama lui, știind că nu mai avea intenția să evadeze. Harry s-a dedicat lucrării în închisori din interior. Organiza întâlniri, înscria deținuți la cursurile Vocea Profeției și le oferea cărți de Ellen White. Până la eliberarea din închisoare, grupul de adventiști de acolo a crescut până la aproape 100 de persoane. Când a ajuns acasă, a început să lucreze ca evanghelist cu literatura. Îi place mult să le vorbească altora despre credința lui și să-i conducă la Dumnezeu. Conducerea sufletelor la Isus este o carieră nouă și satisfăcătoare pentru mine, cu mult mai bună decât cea care m-a adus la închisoare, mărturisește el. Harry trăiește în Lidoe, Malawi. Thank you.
Pacea Domnului Iisus. Rezumatul școlii de sabat din data de 3 octombrie se intitulează Chemarea lui Ieremia la slujba de profet. Știm cu toții că Ieremia nu a avut o viață prea fericită. Chemarea divină i-a adus suferință, respingere, chiar întemnițare. Mai mult, numeroase probleme au fost provocate tocmai de aceea pe care căuta să-i ajute, pe care dorea să-i îndrepte în direcția cea bună. Suferințele lui le-au prefigurat pe cele pe care urma să le îndure Domnul Iisus însuși. El a rămas o cetate întărită, un stâlp de fier, un zid de aramă prin puterea Domnului. Ce misiune a avut Ieremia pentru poporul lui Dumnezeu? Amin, așa este. Amin. Ieremia a avut misiunea unică de a transmite poporului cuvintele lui Dumnezeu. El trebuia să îndrepte privirile oamenilor către Domnul Iisus, singurul la care se găsea soluția pentru problemele lor. Odată ce primea mesajul despre voința divină, el avea misiunea de a-l transmite oamenilor obișnuiți sau, dacă era necesar, dacă era nevoie, regilor, împăraților și grecilor. Uneori Dumnezeu îi vorbea direct, alteori Duhul Sfânt îl mișca prin vise, viziuni, ori printr-un susur blând și subțire. De când a avut loc chemarea lui Ieremia ca profet? Din pântece. Așa este, chemarea lui a avut loc înainte de nașterea sa. Dumnezeu l-a pus deoparte pentru această lucrare, însă din momentul conceperii lui. Ideea pe care o conține este aceea de punere deoparte pentru un scop sfânt. Este greu să fii profet, dar Biblia ne arată că aceia care au acceptat această misiune au luat-o în serios, pentru că mesajul lor a fost păstrat până astăzi. Dumnezeu este plin de har și de iertare. Dacă poporul său, noi ca biserică, renunțăm la păcat, El este credincios ca să ne ierte și să ne refacă. El ne dă această asigurare că va veghea asupra noastră permanent. Pentru săptămâna aceasta am avut de studiat studiul cu numărul 2, criza din interior și amenințarea din afară. În studiul pe grupe vom vedea care era criza și care era amenințarea și ce avem noi de învățat din această istorie a poporului Israel. Amin. Amin.